Publicitate electorală. Ca primar al Brașovului, o să acord o atenție deosebită tinerilor. Primăria va construi locuințe pe care o să le repartizeze tinerilor în mod gratuit. Pentru ca tinerii să rămână în Brașov sau cei care au plecat să revină acasă, trebuie să le oferim acestora locuri de muncă bine plătite și locuințe. Dragi brașoveni, ne vedem la vot pe 27 septembrie. Publicitate electorală. Bun regăsit, vă spun, dragii noștri telespectatori, la o nouă ediție electorală de această dată a emisiunii Brașovul Tău. Eu sunt Denisa Tomoș și am să fiu gazda dumneavoastră și pe parcursul acestei ediții. Alături de noi am plăcerea să îl am astăzi ca invitat pe domnul Gheorghe Ialomițeanu, fost ministru de finanțe al României, actual candidat din partea ALDE la funcția de primar al municipiului Brașov. Bine ați revenit, domnule Ialomițeanu! Bine ne-am regăsit! Am venit cu mare plăcere la acest post de televiziune. Eu am susținerea și multor structuri asociative. Nu depind numai de o structură politică. Asta observăm pentru că am în față ziarul senior jurnal. Am să vă rog să mă corectați în cazul în care greșesc. Iar Senatului prima... seniorilor. Da. Pe prima pagină vă observ aici, aveți o susținere fantastică din partea... pensionarilor chiar, și am să citesc de aici, pensionarii știu adevărul și nu pot fi mințiți. La ce ne referim cu acest lucru, domnule Ialomițeanu? Sigur că se reîncălzește o ciorbă din 2012, când la alegerile parlamentare am fost atacat, că eu eram ministru de finanțe atunci când s-a făcut propunerea de reducere a pensiilor și a salariilor. Lucrul acesta s-a întâmplat în iunie, ministrul de finanțe era domnul Vlădescu, iar eu am fost numit ministru de finanțe în septembrie, în 3 septembrie 2010. Deci la câteva luni după ce s-a luat această decizie. Îmi pare rău că s-a luat această decizie, pentru că s-au redus veniturile multor români, mă refer la bugetari, și atunci cu 25% a influențat și consumul, pentru că s-a și majorat și TVA-ul și sigur că multe persoane au avut de suferit. Situația financiară nu era bună, trebuia să se ia un mix de măsuri încât mai multe categorii să suporte și într-o proporție mult mai mică. Dacă s-ar fi introdus, de exemplu, o impozitare a veniturilor foarte mari, era un lucru nu era atât de rău. Pentru că totdeauna când îi tai la om din venit, nu e un lucru bun. Eu am venit ministru în septembrie. Prima decizie care am luat-o în calitate de ministru de finanțe a fost să elimin acel impozit forfetar. L-am eliminat la cererea mediului de afaceri, pentru că în 2009 a fost introdus pe timpul ministrului Pogea și a apăsat foarte tare pe activitatea economică, pentru că el era stabilit în funcție de câștigurile din anul precedent și nu putea să fie redus, adică să fie sub anumit nivel. Mai grav era că multe firme care înregistrau pierderi trebuia să plătească acel impozit și era perioada de criză și l-am eliminat, iar de la 1 ianuarie 2011 am reîntregit salariile cu 15% și acolo am văzut că seniorii au dat și legile, s-au mărit cu 15% și au crescut pensiile din grupa 1 și a 2, adică un numărul a fost de peste 1 milion. Iar actualii seniori, mă refer la, eu așa le spun la pensionari, văd în mine o persoană care susține, din punct de vedere profesional, majorarea punctului de pensii cu 40%. Eu le-am dat și soluția și actualor guvernanți, spunând că se putea majora pensiile cu 40% dacă pensiile foarte mari s-ar fi impozitat cu 45%, nu cu 85% sau 90%, ceea ce reprezintă o decizie neconstituțională, pentru că Curtea Constituțională o vede ca o confiscare de venituri. Așa se interpretează și în domeniul fiscalității în toate țările Uniunii Europene, până la 45%. Deci, dacă te duci peste 45%, înseamnă confiscare. Asta înseamnă, e o vorbă în popor, zice, domnule, împar cu statul
sau statuia mai mult. Deci lucrurile acestea și se putea rezolva și reduceam și diferența dintre pensia minimă și pensia maximă, pentru că e o diferență foarte mare. Și mulți, adică chiar dacă unii nu sunt de acord cu mine, în sistemul public trebuie să asiguri celor, adică pensia minimă să fie la cel nivel încât omul să poată trăi și pensia maximă să nu fie atât de mare încât pensionarii care primesc pensii de genul acesta să nu mai aibă ce face cu banii. Adică unii să moară de foame și alții să n-aibă ce face cu banii. În sensul acesta, trebuie un echilibru. Dacă vor pensii mari anumite persoane, să meargă în sistemul privat. Pentru că în sistemul public e garantat de stat. Și atunci trebuie să ai grijă de cetățeni. Iar mulți pensionari mă văd și mergând pe stradă ca un apărător al drepturilor lor. Chiar mă întreabă, vă mulțumim, noi vă considerăm că ne apărați și veniți cu soluții profesionale. Nu sunteți omul care să creați o dispută politică. Că, de exemplu, între PSD și PNL e mai mult o dispută politică. Știți, în momentul de față, foarte mulți pensionari nu mai au încredere nici în partidul din opoziție PSD, pentru că a politizat foarte mult. Nici în PNL, că a politizat foarte mult. Și cred că actualul guvern a făcut o mare greșeală. A luat bani de la bugetul de asigurări sociale, 6,8 miliarde de lei, banii aia trebuia să rămână și atunci pensiile se puteau majora cu 30% și era un lucru bun. Sigur că un lucru foarte bun era să respecte legea, iar 2 miliarde s-au dus în fondul de rezervă al primului ministru și e o utilizare netransparentă a banilor. Și vedeți de copertarea unor străduțe prin Brașov, aia sunt bani veniți de la guvern, luați de acolo de la bugetul de asigurări sociale și pensionarii să înțeleagă că acei bani se poate, s-au primit niște bani. În loc să-i folosească pentru deschiderea anului școlar, nici pentru asta n-au fost folosiți și se fac anumite lucruri. Vedeți, în ultimul timp apar niște lucruri așa peste noapte, mai dăm de lucru la niște firme. Dar nu numai în municipiul Brașov, și în alte localități lucrați. Deci se folosesc și aiurea banii, că dacă începea spitalul regional sau sala de sport polivalentă sau altă investiție, extinderea domeniului schiabil, ziceai, domne, acele investiții sunt ale pentru Brașov, benefice pentru Brașov, unele aduc și beneficii, adică profit, și atunci putem să avem o situație mai bună în perioada următoare. Dacă când asfaltezi de dragul de asfalta, să vadă lumea, să se lovească de tine că ai făcut ceva și în 4 ani n-ai făcut nimic, acei primari ar trebui să plece. Și suntem în plină campanie electorală. Și ați văzut, acolo sunt structuri ale pensionarilor și din armată și civil și tot. Adică au venit și au spus, domnule Alumințeanu, anumiți reprezentanți din zona politică încearcă să vă facă o nedreptate, aruncă cu noroi în dumneavoastră și noi nu putem să acceptăm că vedem în dumneavoastră un susținător profesionist a noastră. Nu veniți numai cu o dispută că nu se respectă o lege. Dumneavoastră veniți și cu soluții și eu mă bucur. Și ei, seniorii, vor rămâne parteneri ai mei după aceste alegeri. Sunt convins că brașovenii să mă voteze pentru la funcția de primar și pensionarii, seniorii rămân parteneri de bază ai mei în implementarea de proiecte, că avem multe proiecte și pentru seniori. Așa cum au fost. Ați fost aproape și tot timpul și sunt foarte bine primit când mă întâlnesc cu seniori și prin cartier și în mijloace de transport și la biserică. Și vreau să le mulțumesc. Sunt oameni deosebiți. Să știți că au multă experiență, au demnitate și solidaritate. Vor să devină foarte mulți voluntari și unii și au devenit să ne ajute să acorde acel prim ajutor. Și este, eu aș vrea să transmit un mesaj către tineri să se uite la senior cum se comportă și să nu spună că îi încurcă și să plece. Nu. Avem nevoie de oameni cu experiență. La orice vârstă, un om care a trecut prin viață are ce să ne spună și avem de învățat. Asta e. Și eu mai am de învățat și îi respect învățăm foarte mult. Învățăm în fiecare zi până la urmă. Suntem în plină campanie electorală, domnule Alumințeanu, deși cu deja se scurge timpul, foarte, foarte puțin mai este până la ziua alegerilor. Cum simțiți până la ora actuală efervescența acestei campanii electorale? Eu știu, comparativ poate cu cele din anii precedenți. E o problemă că nu poți să te întâlnești cu foarte multă lume și eu am încercat să ajung în zonele aglomerate. Nu adun structuri. Eu
eu nu sunt susținut de un partid mare și nu sunt dependent. Cei care sunt susținuți de partide mari și adună militanții și să arate cât de iubiți sunt. Eu mă duc pe stradă să mă întâlnesc cum? Fac kilometri, mă duc în piețele Brașovului, mă duc la biserici. Am făcut campanie în mijloacele de transport. Chiar zilele trecute și continui. În mijloacele de transport. Excepțional. Marea majoritate, sigur, m-au primit foarte bine. Unii se miră, domnule Alomițianu, păi faceți campanie în mijloacele de transport. Vreau să discut cu dumneavoastră, vreau să iau pulsul, vreau să știu că ceea ce am în program vă și doriți. Și se confirmă. Zice, da, să faceți aeroportul, să construiți un spital. Noi vrem un spital al nostru, nu al regiunii. Vrem ca tinerii să rămână în Brașov și am identificat două măsuri. Să le asigurăm locuri de muncă bine plătite prin înființarea de parcuri industriale și atrage investitori și un program demarat de primărie să le acordăm locuințe în mod gratuit, pentru că dacă tânăra generație rămâne în Brașov, ne asigură și viitorul. Și am soluții, avem fonduri, pentru că tinerii să scape de acel calvar al creditelor bancare și al dobânzilor. Deci, la fie, în parcuri discutăm și, domne, trebuie reamenajate parcurile, că au rămas la nivelul 2008. Mulți mi-au spus, ne trebuie toalete. Sigur că sunt oameni că nu pot să ajungă la locuință și siguranță și poliția locală trebuie reactivată să fie în zonele unde este lume foarte multă, să asigure siguranța cetățeanului, liniștea în mijloacele de transport. Și acolo se poate face un sistem digitalizat încât să știm în momentul când apare o situație dificilă într-un mijloc de transport. Grija față de om. Și eu asta am disponibilitatea și oamenii mă simt că sunt aproape de ei, că sunt reprezentantul lor și pe asta m-am bazat. Nu m-am bazat pe un partid că mi-aduce niște voturi sau să fug într-un partid. Sigur că e bine să ai și susținerea politică pentru că ai și reprezentanți în secțiile de votare și e foarte important și poți să atragi persoane în consiliu, că dacă nu ai persoane și în consiliu care să împărtășească aceleași idei, să vină cu idei noi aceeași și să vină viziune, aceeași viziune și să te înțeleagă, e greu să implementezi programele respective. Și așa am putut să atrag foarte mulți tineri, unii care au venit din străinătate, au studiat în Brașov, au venit în Brașov și au spus avem obligația să dăm Brașovului, că și Brașovul ne-a dat. Am făcut grădinița, am făcut școala generală, au părinți, liceu, au părinții ai și să știți că părinții își doresc foarte mult copiii să fie cât mai aproape. Sigur că unii mi-au spus, unii nu se vor mai întoarce să locuiască în Brașov, dar dacă ne faceți aeroportul, sigur că putem să ne deplasăm mai ușor. Și zic, ce pot eu să fac? Că aeroportul este la Consiliul Județean, să asigur o sumă pentru continuarea lucrărilor, pentru că fără bani nu poți să finalizezi aeroportul și mai e o perioadă de folosință când aeroportul nu este rentabil. Dar dacă nu avem aeroportul, ne ducem în jos din punct de vedere economic, turistic, că nu vin mulți investitori în Brașov, turiști, și nu se pot deplasa brașovenii în străinătate și nu pot veni cei care au plecat în străinătate în Brașov. Atunci trebuie să le asigur un confort. E obligația primarului. Emisiunea se numește Brașovul tău, așadar automat le dăm fiecărui telespectator ați ales ocazia bine să titlul acestei vină emisiuni cu întrebări sau eu știu să propună subiecte. Și am văzut că sunteți foarte, foarte activi pe rețelele de socializare, răspundeți chiar și la comentariile. Am observat, da. Vă rog să vorbiți frumos. Continuați cu jignirile și explicații detaliate. Da, da, și spun că tot se spune tot felul de minciuni se aruncă. Ba, de ce candidat lăsați-i pe alții? Brașovenii decid. De ce să nu oferim șanse? Eu nu iau locul nimănui. Dacă brașovenii decid că eu să le fiu primar în următorii 4 ani, le mulțumesc pentru că mă onorează, pentru că așa au decis brașovenii. Nu iau locul nimănui. Aici e o funcție aleasă. Nu pot să mă duc să zic, domnule, am luat ce era altuia. Nu. Sigur că trebuie să promovezi tineri, să dai orașului unde trăiești, orașului care ți-a oferit, să oferi continuitatea. Așa. În sensul acesta.
Și așadar vă întreabă, eu am anunțat prezența dumneavoastră astăzi în emisiune și vă întreabă doi dintre telespectatorii noștri, când toți investitorii fug de România din lipsa de infrastructură, cum puteți, domnule Alomițeanu, să faceți o reducere de taxe și impozite și din ce bani? De exemplu, dacă noi creăm oportunități de dezvoltare, să știți că mulți vor să vină în Brașov, să investească în Brașov. Nu întotdeauna e vorba de infrastructură. Sigur, și asta e importantă, că dacă rezolvăm cu aeroportul, și primul punct în programul meu este alocarea unei sume pentru aeroport. Știu ce înseamnă ca finanțist. Sigur, creăm infrastructura de transport, lucrul acesta. Când eram ministru, foarte mulți ambasadori spuneau, de ce n-aveți un aeroport? Și mi-au demonstrat și m-au convins, adică nu trebuia să mă convingă, dar mi-au mai spus și ambasadorii ce înseamnă aeroport la Brașov. Oportunități, crearea de parcuri industriale. Avem Catia, o clădire frumoasă. Eu zic că e un eșec al actualului primar că nu e folosită. Acum e folosită pentru birou electoral municipal. O putem se folosi. Se poate verifica. Păi putem merge și după emisiune. Că nu-i departe. Împreună cu Universitatea Transilvania. De ce să nu folosim potențialul de la Universitatea Transilvania? Putem folosi la Spitalul Municipal, la Catia, că sunt foarte mulți profesori foarte buni în domeniul tehnic. Studenți să facă practică acolo. Și acolo, împreună cu primăria să finanțeze proiecte de cercetare științifică, iar tehnologiile să le dăm firmelor mici și mijlocii. Să-și îmbunătățesc activitatea, să creează locuri de muncă bine plătite, pentru că e nevoie și înainte întreprinderile aveau ateliere de proiectare. Știu foarte bine, nu-și mai permis și atunci oferi aceste tehnologii. Digitalizarea. În momentul în care un investitor vrea să investească undeva, se poate informa în Brașov, dacă are impozite și taxe mai mici. Că dacă le mărești, îți fug investitorii. Dacă le reduci, îți vin investitorii, că impozitele și taxele locale, chiar dacă lucrezi, nu lucrezi, trebuie să le plătești. Pe clădiri, pe mijloace de transport. De ce să nu alimentăm bugetul local din impozitul pe venit, că atunci când se plătește un venit, înseamnă că s-a lucrat și omul plătește din ce a câștigat. Atragem fonduri europene, să creăm oportunități pentru mediul de afaceri. Dezvoltăm partea culturală. Știți că mulți investitori și știu concret firme din Brașov, din sectorul privat și-au mutat sediul la București pentru că activitatea culturală nu era dezvoltată. Activitatea de noapte, baruri, adică sunt unii care vor să cheltuiască. Ce frumos era în Poiană când era discotecă și la teleferic și dincolo lângă Alpin era discotecă. Omul trebuie să-l faci să-și cheltuiască bani. Evenimente culturale, vedeți, la Cluj, se duc și de la Brașov, organizezi evenimente și atunci oamenii vin în Brașov, nu pleacă din Brașov. Așadar am răspuns telespectatorului nostru la întrebare. Și atunci există, știu să o fac și știu efectele pozitive a unei asemenea decizii și sunt foarte mulți brașoveni care nu pot să plătească aceste impozite. Altcineva vă transmite, domnule Alomițeanu, eu ca și cetățean al Brașovului să știți că aș fi dispus să plătesc dublu taxe și impozite locale doar ca să am pistă de bicicletă. Sigur, găsim bani în altă parte, nu trebuie, atragem fonduri europene. Sigur, bicicleta a devenit un mijloc de muncă, nu numai de distracție. Juniorul meu merge sâmbătă, duminica cu bicicleta și a zis, vezi că trebuie să te ocupi. Și pe dumneavoastră. Deși eu am fost sub tâmpa, da, sub tâmpa cu juniorul, sigur, am mers cu bicicleta de când eram în clasa a doua. Mersul pe jos și mersul cu bicicleta nu se uită. Trebuie organizat și acesta trebuie elabora programul la nivelul zonei metropolitane, încât să facem piste cu distanță mare, să se viziteze anumite obiective. Oamenii merg la serviciu cu bicicleta. Sunt foarte mulți care își desfășoară activitatea și trebuie să asigurăm. Plus, reduce și poluarea. Este și un lucru sănătos. Asta și trebuie rezolvat. Trebuie să ai grijă față de oameni. Erau foarte mulți, să știți că și înainte de 90, mergeau cu bicicleta la servici, mai ales când a fost până 50-55, povestea și tatăl meu, pentru că abonamentele erau foarte scumpe. Și se duceau din Bran până în Toan cu bicicletă. Dar să știți că cheltuiau mai mult, că se mai opreau la o bere. Dar să știți că
trebuie să încurajăm mersul cu bicicleta, oamenii să facă sport, dar și să le asigurăm la cei care au într-adevăr bicicleta ca mijloc de muncă. Și aici trebuie. Dar un program l-aș face la nivel metropolitan, în prima fază, împreună cu ceilalți primari, pentru că avem obiective foarte frumoase. Iar și prin zona, prin pădure, pe Postăvaru și chiar unii merg și în Bucești, să găsim, să înființăm piste de biciclete, dar să nu afectăm mediul, să tăiem aiurea copaci astea. Adică putem așa niște piste mai înguste, dar să știți că trebuie îmbunătățit, pentru că se accidentează mult, și să le oferim brașovenilor să-și petreacă timpul liber cum decid. Uitați la în zona la Iepure. Zona e superbă. Se poate înființa acolo un cinematograf în aer liber, un anfiteatru. Avem aici în Răcădău, iar aproape de Parcul Trandafir, avem o zonă, un teren foarte frumos și se poate organiza un cinematograf. Să avem posibilitatea să le oferim brașovenilor și celor care vin să-și petreacă timpul liber. Sub Tâmpa putem să facem o promenadă. Acolo. Eu am o relație foarte bună cu reprezentanții bisericii și cu credincioși, că am ajutat foarte mult bisericii, dar am făcut-o pentru credincioși, m-au rugat. Și Maica Domnului este protectoarea Brașovului. Și este un proiect pentru a construi pe Tâmpa un paraclis al Maicii Domnului, sanctuara Maicii Domnului. Cineva mi-a zis, zici, da. Pentru, este un loc de rugăciune. Este și un mesaj de credință. Și cineva m-a oprit pe stradă, ce vreți să faceți o biserică pe Tâmpa? Zic, o bisericuță aș face. Dar zic, nu este vorba de o biserică. Adică, cum s-a transmis mesajul? Răutăcioși. Da. Nu, dar acolo, Maica Domnului este protectoarea Brașovului și eu zic să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne facă mai bun, să fim cu picioarele pe pământ, să fim uniți, solidari, că lucrurile acestea, să știți că se rezolvă și prin această credință și e bine să mergem la biserică, să fim solidari. Unii atacă biserica, e o greșeală, e o greșeală. Vedeți și în Occident, foarte multă lume, mulți oameni merg să se reculeagă, bisericile sunt deschise, dar chiar ei greșesc acolo? Nu. Și vedeți că foarte mulți președinți de stat merg la Vatican, la acolo să roage, întâlnire cu Papa, dar chiar așa, adică și noi venim pe de altă parte să desfințăm bisericile, iar în perioada aceasta, vă spun, biserica a jucat un rol foarte important și e păcat că în perioada aceea de stări de urgență, urgență a fost închise bisericile. Trebuia lăsate oamenii să se roage, pentru că eu, când, mai ales în momente grele, tot timpul e bine să... Am avut în acea perioadă un preot invitat față și de Dumnezeu, vorbea, da, despre durerea pe care o avea atunci, și vă oamenii seama, sunau plângând, da, și... Și mai ales de sărbători, de înviere, să... Nu. Eu cred că s-a exagerat. Și cei care sunt împotriva bisericii greșesc. Lăsați-i pe cei care merg la biserică, lăsați-i să meargă mai departe. Nu-i ponegriți, nu-i jigniți. Și atunci vrem să trăim în... Să nu aruncăm piatra, da, dacă... Bun. Și cei care nu cred, sigur le lăsăm, poate oaia rătăcită vine la turmă. Fiecare este liber să creadă că, și în Brașov, să știți că e o înțelegere între biserici, între reprezentanții bisericii, este o bună colaborare. Suntem și un oraș multietnic, multicultural, și să știți că putem trăi în pace. Și de asta m-am gândit și la teatru Sica Alexandrescu, să devină teatru național, să aibă și cei de etnie maghiară și germană o secție. Pentru că în domeniul culturii, așa cum este la Timișoara, cum este la Cluj, unde este o bună practică. O bună practică, pentru că primarul trebuie să aibă grijă de toți. Și pentru că este responsabil față de toți locuitori și orice persoană care vine în Brașov, trebuie să fie, primarul trebuie să fie responsabil. Dacă se întâmplă un accident, primarul trebuie să aibă grijă și în Brașov să se rezolve problema, adică primul ajutor, da, și să se întrebe de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Foarte puțin timp mai avem, din păcate, la dispoziție, domnule Ialomițianu, așadar vă pot lăsa în compania, da, telespectatorilor noștri și, da, să le transmiteți foarte un mesaj. Dragi brașoveni, știu că este nevoie de schimbare
la nivelul conducerii orașului nostru. Brașovul merită mai mult. Dumneavoastră meritați mai mult respect din partea primăriei municipiului Brașov. Administrația publică Brașov trebuie să devină mai prietenoasă cu cetățenii, cu mediul de afaceri și turiștii. Am experiență în administrația publică. Am echipă și soluții să rezolv aceste probleme. În calitate de primar pot să fac acest lucru. Dragi brașoveni, veniți duminică, în 27 septembrie, să votăm schimbarea. Mă găsiți pe poziția 7 pe buletinul de vot. Doamne ajută! Vă mulțumim, domnule Ialomițeanu, mult succes! Vă aveți. Mulțumesc și eu pentru că sunteți o gazdă deosebită. Întotdeauna cu mare plăcere, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii noștri telespectatori. Alături de noi astăzi l-am avut, așa cum știți, pe domnul Gheorghe Ialomițeanu, fost ministru de finanțe al României, actual candidat din partea AL de la funcția de primar al Brașovului. Eu sunt Denisa Tomoș, rămâneți în continuare pe Mix TV. Publicitate electorală. Primar al Brașovului, o să acord o atenție deosebită tinerilor. Primăria va construi locuințe pe care o să le repartizeze tinerilor în mod gratuit. Pentru ca tinerii să rămână în Brașov sau cei care au plecat să revină acasă, trebuie să le oferim acestora locuri de muncă bine plătite și locuințe. Dragi brașoveni, ne vedem la vot pe 27 septembrie. Publicitate electorală.